Atunci când pornim într-o drumeție în natură, cel mai de nădejde aliat al nostru va fi o busolă. Însă ce se întâmplă atunci când nu ne putem baza pe aceasta? Ei bine, exact în această situație ne vom găsi dacă vom merge în acest loc incredibil pe glob, unde nici o busolă nu va funcționa cum trebuie. Acestui loc incredibil se mai spune și al treilea pol magnetic al Pământului, iar cei care au reușit să exploreze aceste meleaguri cu siguranță că vor fi de acord cu această poreclă. Mai precis este vorba despre o zonă din Rusia aflată în apropiere de granița cu Ucraina. Fenomenul geologic din acest loc este cunoscut printre specialiști drept anomalia magnetică, iar atât oameni de știință cât și simpli vizitatori vin aici pentru a putea observa personal efectele acestei anomalii. Despre acest fenomen s-a știut de secole, încă din anul 1733, atunci când anomalia a fost descoperită de către un astronom rus. Mai precis este vorba despre cea mai mare anomalie magnetică de pe glob, iar câmpul magnetic este neobișnuit de intens în această regiune, iar cei care ajung aici vor observa imediat că busolele nu funcționează deloc, motiv pentru care regiunea a fost poreclită al treilea pol magnetic al Pământului. Se pare că motivul pentru care această anomalie este prezentată ar fi depozitele uriașe de fier din regiune, iar de-a lungul a aproximativ 80.000 de kilometri pătrați s-ar găsi undeva în jur de 30 de miliarde de tone de fier. Astfel, intensitatea câmpului magnetic poate fi chiar și cu 40 de ori mai mare decât media globală, iar efectele acestei anomalii magnetice nu se rezumă doar la busole. Se pare că și creierul uman poate fi afectat de astfel de fenomene, iar locuitorii din zona au o performanță mai slabă atunci când vine vorba despre teste de orientare spațială. De asemenea, e tins să supraestimeze și durata intervalelor de timp, relatează click.ro.